Băi, cred că îmi schimb locul. Știi că acum am observat eu? Îmi stă bine cu botul îmblănit. Păcate că alb al dracu, de când am avut eu supărarea aia mare, mi-a alb. Tot așa cu el alb. Zici că sunt Toma Alimoș. Păi stă bine cu făci. Îmi las bărbacă. Că artiștii de-a lungul vremii, și poeții, și scriitorii, și ăștia, că un poet e un scriitor, nu? Că eu nu mă mai scriu, e că am niște probleme. A, scriu așa. Nu prea am grijă de ele. Trebuie să le așez la un moment dat. Să le cizelez. Dar asta bine. Cu botul, cu flăci. Păi ce pulăvere, e lăpădos. Dacă l-am luat pe dos, auzeam de la cineva, înseamnă că se schimbă vremea. Deci stă bine. Deci, uite, fac păcătează așa. A la gigolos? Nu, cu floci la bot nu sunt gigolos. Sunt ori pervers, moș libidinos, care agață gagici mici de alea care le face cu floci. Să le gândile. Ah, bine. Altfel nu la pătiță. Și parcă arată murdar așa, gigolos. Poți să spui zice, e jegos la bot. Nu, da, să știi că la europeni, aia și la gagici, o să am succes la gagici. Că mă duc cu foș la bot și zic că sunt poet, că așa cu belit pe față nu arătam așa. Foarte. Bună ziua, domnișoare! Bună ziua, domnule! Să mă prezint. Mă numesc Bane Ducu. Nu, hai că nu mă spărtim. Trebuie să vorbesc așa. Bună ziua, domnișoară! Bună ziua, domnule! Să vă prezint. Mă numesc Dan Răducu. Pe mine mă cheamă Alina. Ah, superb. Superb nume. Ca și dumneavoastră, da. Vai, sunteți prea generos în cuvinte. Sper să nu fie o ironie la mijloc. Nu, domnișoară, nicio ironie. E o constatare. Și aia zice, domnule, țineți dorie după cineva? Ce aveți așa? Nu, doamnă. Sunt un nihilist. Sunt un scriitor nihilist. Și mi-a lăsat dorie după ce mi-a lăsat dorie. Asta e după. Da. Mi-a schimbat locul. Acum trendul este la fel ca în secolul 1. Viteze. Secolul vitezei? Da. A fost secolul 1, secolul vitezei. Secolul ce secol e? Nu știu. E secolul după Apocalipsă. Secolul după lipsă. Doamnișoară. Te vă plac tavolele acestea? Pe mine nici nu e poziție de artă, pe undeva, la o vrezeală, la un spectacol. Nu zic, iute, ne duceam la un concert rock. Păi, dar asta nu era, era mai ieri, așa. Domnișoare, vă place guțitorul ăla? Domnule, nu-mi place sarcasmul dumneavoastră, nu-i sarcasm. Uite cum dă cu capul în jos, de ce face el așa? Nu știu, domnule, ține ritmul. Când știți, așa este. Eu credeam că face plecăciuni. Da, e rock creștin. E rock creștin? Da. Și face plecăciuni? Zicea, sunteți cam ironi. Mie-mi place trupa aceasta. Da, e o trupă de bățuitori. Și eu mai bățuiesc decât nu știu. Că mă apucă nerăbdarea. Suntem nerăbdători lumea, da. Sunt nerăbdător să vă întreb când avem prima întâlnire. Nu se poate. Totul e posibil, domnișoară. Până nu încerci, odată, sau de câteva ori, nu reușești. Cuvinte mari, domnule, a faptele sunt alte. Realitatea este alta. Am un prieten. Eu zic, doar un prieten? Aoleu. Și singur pe lume aveam mai mulți prieteni.
Așa vorbiți cu mine. V-am vorbit foarte frumos. Scuzați-mă, domnule. Orice scuză te acuză. Mă acuză pentru că am avut o viață hedonistică. Sunteți hedonist și narcisist. Nu prea este bine un bărbat atunci de acest lucru acesta. Să fie hedonist și narcisist. Bine, bună seara. Bună seara, bună seara. Îmi dați numărul dumneavoastră de telefon. E rău, dar fără promisiune. Întâlnire. Ok.